Deci, încă o dată vă salut, mă bucur că sunteți toți, suntem toți sănătoși și putem participa la acest eveniment. Vă doresc sănătate și în continuare și sper să începem și să finalizăm această susținere de teze cu succes. Vreau zic și acum regulamentul care este în fața mea și primul punct al regulamentului, vreau zic că președintele trebuie să prezinte Consiliul Științific și referenții și în conformitate cu decizia Consiliului, cu decizia ANACEF-ului din numărul 1 din 31 iulie 2020 se aprobă constituirea Consiliului de Susținere în următoarea componență. Platon Carolina, președinte, Tolstaia Svetlana, secretar științific, Rana Jacu, Racu Jana, aici de acum spun doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, pentru că noi aici suntem așa suntem în sală și ne vedem, nu numai că ne cunoaștem. Bucun Nicolae, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar, Cotâng Angela, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Palade Oxana, doctor în psihologie, conferențiar universitar și referenții oficiali, doamna Bolboceanu, Adlaita, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător și doamna Gonța Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Și tot în conformitate cu regulamentul susținerii, vreau zic că eu o prezint pe doamna Șaitan Viorica, pretendent la titlul de doctor în psihologie, care ne va prezenta astăzi tema de cercetare, dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie, specialitatea 511-01, psihologie generală. Conducător științific, doamna Cojocaru Natalia, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Așa, și acum mergem mai departe, îi oferim cuvântul secretarului științific, doamna Tolstaia, nu te superi că nu ți-am spus toate doctor în psihologie, conferențiar universitar, îi oferim cuvântul să ne facă cunoștință cu actele necesare care în asemenea cazuri sunt prezentate. Așa, acum eu trebuie să trec mai jos. Stimați membrii Consiliului Științific și referenți oficiali și dragi invitați, vă anunț că noi avem aici pe masă dosarul complet a pretendenții la titlul științific și dosarul acesta cuprinde decizia Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității cu privire la formarea Consiliului Științific. Avem teza și autoreferatul, rezumatul, hotărârea seminarului științific de profil din data de 4 decembrie, la care sunt anexate copiile listei de prezență a membrilor seminarului și formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil. Tot aici, lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnate de autor și certificate de secretarul științific al instituției și suplimentul publicațiilor la tema tezei de doctor. Avizul pozitiv al ședinței departamentului, proces verbal din 0, nu mi-am notat care, o să-l spun atunci când voi anunța care au fost obiecțiile și sugestiile. Avizul pozitiv al ședinței departamentului și avizul conducătorului științific la tema de doctorat. Tot aici se regăsește și lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate autoreferațiile, care au fost expediate pe data de 10 septembrie 2020, atât în instituțiile din Republica Moldova, cât și din România. La fel se regăsește și adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul bibliotecii Universității de stat. Tot dosarul este complet, conform cerințelor ANACEF-ului și vă rog dacă aveți întrebări la dosar. Stimați colegi, dacă aveți întrebări, vă rog să le adresați.
Nu sunt, da? Nu sunt. Atunci mergem mai departe, îi oferim cuvântul doamnei Șaitan Viorica să expună esența tezii în 20, maximum 25 de minute. Vă rog! Bună ziua! Bună ziua! Stimată președinte al Consiliului Psihologic Științific Specializat, stimați referenți al Consiliului, stimați membri ai Consiliului, voi face în cele ce urmează o prezentare a tezei de doctor în psihologie, dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie. Deci voi aduce câteva argumente pentru studiul acestei teme. Deci, respectiv, tema conflict muncă-familie a fost puțin studiată în Republica Moldova, de unde a apărut și nevoia unei cunoașteri complexe a specificului conflictului muncă-familie pentru elaborarea unor programe ulterioare de intervenție psihologică axate pe specificul organizațiilor locale. Deci, analizând literatura de specialitate și o serie de studii de peste hotare, am considerat că la angajații din organizațiile autohtone, conflictul muncă-familie va fi influențat de o serie de dimensiuni, factori, de ordin cognitiv, afectiv și comportamental. De asemenea, conflictul muncă-familie ar putea fi influențat de stereotipurile de gen. Credem că vom identifica diferențe de gen atât în manifestarea conflictului, cât și în ceea ce privește dimensiunile cognitive, afective și comportamentale cu implicații în acest conflict. De asemenea, conflictul muncă-familie ar putea fi influențat de tipul organizației. Deci, de asemenea, conflictul muncă-familie ar putea influențat și de tipul organizației, de unde credem că vom identifica, de asemenea, diferențe între organizațiile publice și cele private. Deși studiile din domeniu au analizat în special conflictul muncă-familie, în prezent, una din provocările societății contemporane pare a fi triplul conflict de rol, muncă, familie, studii. Drept urmare, am reușit și am realizat un studiu de caz al acestui conflict din mediul universitar autohton. Deci, reieșind din argumentele prezentate, problema de cercetare, conflictul de rol multiplu la angajații din organizațiile autohtone și dimensiunile cognitive, afective și comportamentale cu implicații în acest conflict, rezultă din nevoie de a esențializa fenomenul în contextul organizațiilor autohtone, în vederea abordării unor recomandări și principii de acțiune pentru dezvoltarea la angajați a unor competențe de echilibru a solicitărilor concurențiale de rol. Scopul lucrării rezidă în determinarea specificului conflictului de rol multiplu la angajații din organizațiile autohtone, inclusiv a dimensiunilor cognitive, afective și comportamentale cu implicații în manifestarea acestui conflict și elaborarea unui program de intervenție psihologică în vederea dezvoltării competențelor de echilibru a muncii și familiei. Deci, respectiv, structura lucrării este constituită din trei capitole mari. Deci, primul compartiment reprezintă conceptualizări teoretice privind conflictul muncă-familie și o atenție deosebită s-a acordat factorilor cu implicații în producerea conflictului muncă-familie și, deci, conflictului muncă-familie-studii fiind o nouă provocare a societății contemporane. Capitolul 2 reprezintă studiul empiric al conflictului de rol multiplu, în cadrul căruia am determinat specificul conflictului muncă-familie și conflictului muncă-familie-studii și respectiva dimensiunilor studiate cu implicații în acest conflict la angajații din organizațiile autohtone. Respectiv, în cadrul acestui capitol, am realizat un studiu cantitativ al conflictului muncă-familie și un studiu calitativ al conflictului muncă-familie-studii. Deci, la capitolul 3, am elaborat și administrat un program de intervenție psihologică pentru dezvoltarea competențelor de echilibru muncă-familie. Deci, conform literaturii de specialitate, putem să scoatem în evidență câteva concluzii. În primul rând, conflictul de rol multiplu
este un tip de conflict ce rezultă din incapacitatea individului de a face față solicitărilor de rol, muncă, familie sau studii, așa cum fiecare rol necesită timp, energie și implicare care pot fi limitate sau în scădere. 2. Intensitatea conflictului crește sau scade în funcție de o serie de factori cognitivi, emoționali sau comportamentali. De asemenea, conflictul de rol multiplu poate afecta atât individul la nivel personal, familia, cât și organizația în care acesta activează, prin pierderea personalului calificat, productivitatea și randament scăzut. Deci, în continuare, voi prezenta câteva rezultate ale studiului empiric ce vizează conflictul muncă-familie și conflictul muncă-familie-studii. Deci, drept urmare, ne-am propus câteva ipoteze pe care au urmat să le verificăm. Deci, 1. Există diferențe în funcție de genul subiecțelor în ceea ce privește manifestarea conflictului muncă-familie și dimensiunile cognitive, afective și comportamentale ale acestuia la angajații de gen feminin și cei de gen masculin. 2. Există diferențe în funcție de tipul organizației în ceea ce privește manifestarea conflictului muncă-familie și dimensiunile cognitive, afective și comportamentale ale acestuia la angajații din organizațiile publice și cei din organizațiile private. 3. Există corelații între conflictul muncă-familie, percepția suportului organizațional și percepția satisfacției de viață în funcție de genul subiecților și de tipul organizației. De asemenea, 4. Există corelații între conflictul muncă-familie și echilibrul emoțional, epuizarea emoțională în funcție de genul subiecților și tipul organizației. Și 5. Există corelație între conflictul muncă-familie și angajamentul de rol, între conflictul muncă-familie și flexibilitate muncă-familie, conflictul muncă-familie și interferența muncă-familie, în funcție de genul subiecților și de tipul organizației. În cadrul cercetării empirice, studiului cantitativ, au participat 355 de subiecți, în funcție de genul subiecților, femei 207, bărbați 148. Și în funcție de tipul organizației, au fost participanți subiecți din domeniul public 184 și din domeniul privat 171. Deci, pentru realizarea obiectivelor propuse în cadrul demersului de cercetare cantitativă și verificarea ipotezelor, am utilizat scalele care au fost traduse, adaptate și validate în cadrul proiectului de cercetare, interferențe dintre viața profesională și viața privată, aspecte interculturale, experiențe locale și strategii de intervenție. Respectiv, pentru prelucrarea statistică a rezultatelor, am utilizat deci testul Test Student și testul de corelație Pearson. În ceea ce privește manifestarea conflictului muncă-familie în funcție de genul subiecților, rezultatele nu atestă diferență în manifestarea acestui conflict. Este interesant faptul că și în funcție de tipul organizației, de asemenea, nu se atestă diferențe. Deci, practic, subiecții din toate categoriile trăiesc cam același nivel, cu aceeași intensitate, conflictul muncă-familie. În ceea ce privește dimensiunile cognitive cu repercursiuni în manifestarea conflictului muncă-familie, ne-am propus aici două dimensiuni sau factori, și anume percepția angajaților privind suportul organizațional și percepția privind satisfacția de viață. Respectiv, rezultatele atestă diferențe semnificative doar în funcție de tipul organizației. Referitor la dimensiunile afective cu repercursiuni în manifestarea conflictului muncă-familie, am utilizat ca factor epuizarea emoțională. Deci, diferențele semnificative se atestă doar în funcție de genul subiectelor. Deci, este primul slide. Și dacă ne referim la dimensiunile comportamentale cu repercursiuni în manifestarea conflictului muncă-familie, am analizat trei factori aici: angajamentul de rol, interferența muncă-familie și flexibilitatea muncă-familie. Deci, referitor la angajamentul de rol, aici am avut angajamentul, include, de fapt, angajamentul marital, angajamentul parental și angajamentul organizațional. Deci, în funcție de genul subiecților, aproximativ cam același nivel
se manifestă la angajamentul marital. În schimb, se atestă diferențe în ceea ce privește angajamentul ocupat, ocupațional, observându-se un nivel mai înalt, mai înalt la angajații din subiecții de gen masculin, și angajamentul parental, la angajamentul parental au fost identificate diferențe cu o intensitate, cu nivel mai înalt, fiind observate la angajații de sub, la femei. În funcție de tipul organizației, același nivel, iarăși, de angajament ocupațional, însă au fost identificate diferențe în ceea ce privește angajamentul parental și angajamentul marital. Angajații din organizațiile publice manifestă un nivel mai înalt al angajamentului parental și marital, comparativ cu cel din organizațiile private. Referitor la interferența muncă-familie și familie-muncă, deci în funcție de genul subiectelor, se atestă diferențe semnificative doar la scala interferență familie-muncă. În funcție de tipul organizației, se atestă diferențe semnificative doar la interferența muncă-familie. Avem și câteva rezultate la flexibilitate, abilitate și disponibilitate muncă-familie. Deci, în funcție de tipul organizației, se atestă diferențe doar la subscala flexibilitate-disponibilitate-muncă. Și în funcție de genul subiecților, deși la subscala flexibilitate-muncă se observă tendința femeilor de a avansa pe scara profesională, totuși, din perspectiva celor dominante, abilitate și disponibilitate, nu se atestă diferențe semnificative. Deci, în continuare, vom prezenta deci, anumite implicații ale dimensiunilor studiate în conflictul muncă-familie. Deci, avem în primul, deci, dimensiunile cognitive, percepția suportului organizațional și percepția satisfacției de viață. Deci, rezultatele atestă faptul, deci menționate, că cu cât conflictul muncă este, familie este mai intens trăit, cu atât și percepția suportului organizațional este la un nivel mai înalt, la bărbați și angajații, în special din organizațiile publice. În schimb, scade satisfacția de viață la toate categoriile investigate. Referitor la dimensiunile afective, implicații ale epuizării emoționale în conflictul muncă-familie, deci se atestă corelații semnificative cu sens pozitiv între conflictul muncă-familie și epuizare emoțională la toate categoriile investigate, ceea ce denotă faptul că cu cât conflictul muncă-familie este mai intens, cu atât nivelul epuizării emoționale este mai înalt. Cu alte cuvinte, angajații care trăiesc cu o intensitate sporită conflictul se simt din ce în ce mai epuizați emoțional, fie la locul de muncă, fie în familie. Referitor și la dimensiunile comportamentale, cu implicația ale angajamentului de rol, interferența muncă-familie și flexibilitate muncă-familie în conflictul muncă-familie, iarăși am prezentat câteva rezultate, ce denotă faptul că la bărbați și la angajații din organizațiile publice, cu cât conflictul este mai intens, cu atât scade angajamentul marital și cel parental. Intensitatea sporită a conflictului este datorată și unei interferențe mai mari a muncii asupra familiei. Iar în acest caz, angajații din organizațiile publice se confruntă cu scăderea abilităților de echilibrare a rolurilor din muncă și familie. Deci, drept urmare, rezultatele, aici vreau să menționez faptul că urmarea rezultatelor obținute în studiul cantitativ, deci am realizat un model integrat care include o sinteză a rezultatelor semnificative, ceea ce ne-a permis, drept urmare, să realizăm și profilul psihologic al subiecților care trăiesc cu o intensitate mai mare conflictul muncă-familie, la angajații în funcție de gen și în funcție de domeniul, în funcție de tipul organizației. În cercetarea calitativă, studiul conflict muncă-familie studii, deci au participat 14 asistențe universitari, doctoranzi, având și sarcini didactice, fiind căsătoriți și cu copii mici. Ca metodă de colectare a datelor a fost utilizat interviul semistructurat. Metode de analiză a datelor am folosit metoda analizei de conținut calitativă. Direcție de cercetare
evidențierea specificului conflictului muncă-familie-studii, determinarea efectelor pe care le produce conflictul asupra eficienței academice și determinarea sau analiza strategiilor de gestionare a rolurilor competitive și a efectelor pe care le produc asupra echilibrului de rol. Deci, rezultatele în urma studiului calitativ ne-a ajutat să scoatem iarăși niște concluzii importante. Lipsa unor mecanisme optime de echilibrare a rolurilor și tendința de a avea rezultate excelente în toate domeniile poate provoca eșecuri în realizarea cu succes a sarcinilor, soldându-se în consecință cu supra-solicitări, regrete și chiar renunțări. Subiectele recurg la diverse strategii de amânare pentru timpuri imaginate când vor avea mai multe ore libere. La strategii de permutare temporară se lucrează în orele serii, noaptea și chiar dacă nu întotdeauna este eficient. Și la strategii de contrabalansare, să compenseze în vreun fel imposibilitatea de a le acorda mai mult timp familiei. Chiar dacă universitarii se bucură de o anumită flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, acest fapt nu diminuează tensiunea și stresul trăite de ei, fiindcă supra-solicitarea cu sarcini este oarecum prezentă, doar modul de lucru a suferit anumite modificări datorită evoluției tehnologice contemporane. Deci, al treilea capitol reprezintă programul de intervenție, deci pentru dezvoltarea competențelor de echilibru muncă-familie. Deci, pentru a elabora sau înainte de a administra acest... Deci, a elabora și administra programul de intervenție, am avut câteva argumente la bază, și anume slabă conștientizare de către participanții studiului a conflictului și a consecințelor acestuia, de unde a apărut și nevoia unor activități de informare. Frecvența a două tipuri, deci s-a observat, frecvența a două tipuri de conflict, bazat pe tensiune și bazat pe timp, de unde a apărut și nevoia de a fi dezvoltate competențe de gestionare a tensiunilor emoționale negative a timpului. Și dezvoltarea unor competențe va contribui în timp la consolidarea unor resurse personale care vor asigura echilibrul muncă-familie cu impact asupra diminuării conflictului. De unde a apărut și această nevoie de a asigura și o continuitate dintre activitățile programului și transferul celor învățate în activitatea de zi cu zi a participanților. Descrierea programului. Deci scopul a fost de a dezvolta unele competențe de echilibru muncă-familie în vederea diminuării conflictului muncă-familie la angajații dintr-o organizație autohtonă. Ca ipoteză, implementarea unui program destinat dezvoltării unor competențe de echilibru muncă-familie și transferul de cunoaștere în activitățile cotidiene ale participanților vor contribui la consolidarea în timp a unor resurse personale necesare pentru menținerea echilibrului muncă-familie și reducerea intensității conflictului muncă-familie cu care se pot confrunta angajații. În cadrul acestui program au participat 24 de participanți angajați ai unei biblioteci din municipiul Chișinău. Deci, au fost folosite câteva tipuri de activități, da? Și respectiv evaluarea programului de intervenție a fost prin trei modalități, și anume metoda test-retest, chestionare de evaluare a ședințelor completate de participanți și metoda automonitorizării. Deci, observăm în urma analizei test-retest, deci rezultatele atestă faptul că la angajații din grupul de intervenții, intensitatea conflictului muncă-familie s-a diminuat. În schimb, comparativ cu cei din grupul de control, al doilea slide care denotă faptul că intensitatea conflictului se menține, chiar undeva se poate și să se mărească, ceea ce denotă faptul că, în mare parte, s-a validat ipoteza pe care ne-am propus-o. Analiza, deci, un alt modalitate de evaluare a programului a fost analiza eficienței programului de intervenție și automonitorizării. Deci, angajații din grupul de intervenție au achiziționat competențele necesare în privința echilibrului muncă-familie și le utilizează cu succes în gestionarea
presiunilor de timp și a tensiunilor emoționale la locul de muncă. Și conform altei modalități, modalității analiza eficienței programului prin evaluările participanților, iarăși fișele, am utilizat fișe de evaluare, prin intermediul cărora a avut loc conștientizarea și aprecierea de către angajația importanței abilităților și competențelor achiziționate și a impactului pozitiv al acestora asupra creării unui echilibru muncă-familie. Deci, drept urmare, ne-am propus sau am, în urma realizării studiului în ansamblu, am reușit să scoatem în evidență câteva rezultate importante spre susținere. 1. Concretizarea manifestărilor specifice ale conflictului de rol multiplu ne-a permis să evidențiem că acest conflict este un fenomen frecvent, dar slab sau chiar deloc conștientizat de către angajați. Acest fapt a determinat conceptualizarea unui program de intervenție pentru situații de conflict muncă-familie, care ar include acțiuni multiple, informative, dezvoltative și aplicative, în funcție de specificul organizațiilor locale, în vederea implementării acestui program la angajații din Republica Moldova. 2. Elucidarea implicațiilor pe care le au dimensiunile studiate, cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie, inclusiv și a variațiilor în funcție de genul subiecților și tipul organizației, fapt ce a evidențiat că intensitatea conflictului se manifestă în dependență de modul în care se raportează indivizii la conflict și de modalitățile pe care le adoptă în gestionarea acestuia, reieșind din aceste date, propunem ca în programul de intervenție, în vederea echilibrului muncă-familie, să fie incluse acțiuni care să fie destinate atât organizațiilor la nivel general, cât și angajaților la nivel individual. 3. Elaborarea unui model integrat cu cele mai semnificative date ale dimensiunilor analizate de noi, ca având implicații în manifestarea conflictului muncă-familie. Acest fapt a condus la evidențierea unui profil psihologic al angajaților afectați de conflictul muncă-familie, profil pe care îl propunem în vederea utilizării ulterioare de către psihologi organizaționali sau specialiștii din resurse umane pentru a identifica în timp util angajații care manifestă conflict și de a elabora strategii de diminuare a conflictului muncă-familie. 4. În contextul nevoii actuale de învățare pe tot parcursul vieții, interpretarea datelor arată că în situații de conflict muncă-familie studii sunt influențate negativ. Deci, da, sunt influențate negativ performanțele academice și cele profesionale ale indivizilor. Ca urmare, se atestă în mod frecvent eșecuri, supra-solicitări și chiar abandon. Acest fapt a permis lărgirea perspectivei de abordare a conflictului de rol multiplu, fiind propuse inclusiv strategii de gestionare a rolurilor competitive la nivel tridimensional, muncă, familie, studii. Și a cincea concluzie, al cincilea rezultat, îmi cer scuze, elaborarea și implementarea unui program de intervenție în situații de conflict muncă-familie, fapt ce a contribuit la dezvoltarea unor competențe de echilibru a rolurilor concurențiale, muncă-familie. Astfel considerăm că aplicarea acestui program în organizațiile locale va duce la consolidarea resurselor personale necesare pentru reducerea intensității conflictului muncă-familie. Deci, care ar fi noutatea și originalitatea lucrării? Deci, lucrarea reprezintă una dintre primele cercetări în contextul autohton cu referire la fenomenul conflictului de rol multiplu, muncă-familie și muncă-familie-studii, având și o abordare complexă, mai ales că fiind aplicat, administrat și realizat un studiu cantitativ cât și calitativ. Deci, are o abordare intra- și interdisciplinară și respectiv aplicativă. Deci, cred că nu este cazul să mai... Deci, în continuare, propunem și niște sugestii pentru cercetările ulterioare. În primul rând, ca studiul conflictului muncă-familie să fie studiat în funcție de domeniul ocupațional pentru a determina care domeniul profesional
au un potențial mai mare de a produce conflict muncă-familie cu intensitate sporită. 2. Studiul resurselor personale, a factorilor contextuali și organizaționali, care ar asigura implementarea eficientă a intervenției în situații de conflict muncă-familie. Și 3. Propunem elaborarea unor programe de formare a angajaților sau managerilor pentru implementarea politicilor și a culturii organizaționale prietenoase familiei. Deci, vă mulțumesc pentru atenție. Acestea sunt rezultatele ce vizează... O secundă. Da. Vă mulțumim și noi, stimați colegi. Așa e când ședința e online. Apar mici chestii așa neprevăzute. Stimați colegi, vă rog, cine are întrebări, vă rog să le adresați pretendentului la titlul de doctor în psihologie. Vă rog. Am impresia că doamna Gonța vrea să adreseze o întrebare. Da, deci noi ne-am propus să determinăm, deci ne-am propus să dezvoltăm niște competențe de dezvoltare a abilităților muncă-familie la angajații dintr-o organizație autohtonă. Respectiv, noi, în urma finalizării acestui program de intervenție, prin metoda test-retest, am constatat că, într-adevăr, s-a diminuat acest conflict de rol. Însă, noi ne-am propus prin celelalte două tehnici pe care le-am folosit, și anume tehnica automonitorizării, la care am apelat peste 10 zile, deci pentru a vedea în ce măsură angajații utilizează aceste competențe, deci recurg la ele și în timp, adică nu doar în perioada cât a decurs procesul de administrare a programului de intervenție, dar și în timp. Noi asta și ne-am propus că nu este suficient ca angajații să participe în timp cât participă la programul de intervenție să folosească aceste competențe, dar ele să fie, deci atunci când le vor folosi, le vor utiliza în timp, ele vor fi consolidate. Deci ăsta a fost scopul nostru și acest lucru, de fapt, noi l-am demonstrat prin tehnica automonitorizării. Iar în fișa prin care angajații au completat-o, deci s-a văzut foarte bine conștientizarea necesității de a participa la acest program de intervenție și importanța și valorificarea programului de intervenție. Vă mulțumesc! Poftim întrebări! Nu mai sunt? Oxana Palaghi, știu că întotdeauna are întrebări. Oxana, vă rog. Microfonul. Microfonul la tine. Nu se aude. Asistentul de stat, n-am și cu cârtii, pe la trecut era de doctor.
Mulțumesc! Probabil asta și a fost... Mulțumesc, doamna Palade! Probabil asta și a fost motivația noastră ca să luăm și programul, deci să facem și o cercetare calitativă. Evident, probabil, referitor la resursele mele, cred că poate să confirme familia mea. Soțul e alături, putem și lui să-i adresăm o întrebare. Da. Cum a fost procesul ăsta de automonitorizare și așa mai departe? Într-adevăr, deci a fost nevoie de multe resurse, de anumite, deci atât energie, timp, echilibru emoțional ca să realizez, ca să ajung în final la un produs cât de cât bun, calitativ. Calitativ. Poftim întrebări. La fine motivul s-a luat și a doua stiagă cercetare, conflictul, muncă, familie, studii. Da, deoarece toate studiile pe care noi le-am analizat de peste hotare, în mare măsură abordează conflictul muncă-familie. Însă, ținând cont de solicitările la nivel de societate, odată cu implicarea angajaților pe lângă muncă, familie și în studii, deci a apărut această curiozitate și acest obiectiv de a fi realizat în cadrul cercetării. Așa, mersi. Întrebări? Cine? Doamna Rapu? Nu? Nu. Nu mai sunt întrebări. Nu mai sunt. Eu vă mulțumesc, mulțumesc și Viorica Șaitan și ofer cu cuvântul secretarului științific, așa, să ne facă cunoștințe cu obiecțiile care au fost înaintate, cu ce a răspuns doctorandul și așa mai departe. Da, stimați membrii Consiliului Științific, referenți oficiali, prima discuție a tezei a avut loc pe data de 24 iunie anul 2019 în ședința Departamentului Psihologiei din cadrul Universității de Stat din Moldova. Discuția, întrebările și toate sugestiile au fost trecute în procesele mai mari sugestii se refereau la completarea introducerii, argumentarea noutății științifice și semnificației teoretice. Pentru capitolul numărul 1 s-a sugerat să fie sistematizate toate variabilele, pentru capitolul 2 să fie prezentate mai detaliat și mai expresiv toate datele care au fost obținute în cercetare. Și în capitolul 3 de a aduce mai multe argumente pentru programul de intervenție. Următoarea discuție a avut loc pe data de 4 decembrie anul 2019 în cadrul seminarului științific de profil. La această discuție la fel au avut loc sau membrii seminarului au expus unele sugestii pentru îmbunătățirea lucrării, unele dintre care se refereau la redactarea științifică a textului, la clarificarea conceptului de conflict de rol multiplu sau conflict multiplu de rol. Tot aici se regăsesc sugestii pentru a realiza un profil al angajatului care trăiește intens conflictul acesta muncă-familie și, în general, teza a fost evaluată cu 69 de puncte, ce presupune că teza a fost apreciată ca bună, dar care necesită unele modificări după efectuarea cărora și verificarea de către președintele seminarul științific de profil se recomandă spre promovarea în Consiliul Științific. După această etapă următoare era depunerea dosarului la ANACEC și din partea ANACEC-ului la fel a parvenit o notă informativă prin care s-au regăsit unele sugestii, 6 la număr, ce țin de redactarea adnotării, redactarea rezumatului științific, redactarea semnificației teoretice și s-a sugerat să fie revăzută structura tezei. Toate sugestiile au fost luate în considerație și, de fapt, sunt prezentate în note informative de către pretendentă.
dacă aveți ceva să completați. Da, doamna Șaitană, dacă aveți ceva a spune, să completați. Deci nu am de spus, deci vreau să spun că, într-adevăr, în demersul lucrării mele, studiului nostru, am ținut și în urma ședințelor de la departament și în cadrul seminarului, am ținut cont absolut de toate recomandările și chiar vreau să mulțumesc tuturor pentru recomandări, pentru că acest lucru a dus la aceea ca să elaborăm teza să fie cât mai calitativă și cât mai complexă. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim și noi! Îi oferim cuvântul conducătorului științific, doamnei Natalia Cojocaru, aveți cuvântul. Dumneavoastră trebuie să caracterizați persoana cu care ați lucrat timp de 4-5 ani, să ne vorbiți despre calitățile ei profesionale și personale, bineînțeles. Poftim! Se aude. Care se prezintă ca niște resurse personale și care caracterizează personalitatea Ioricăi Șaitan. Cred că sunt trei cuvinte de bază. Cărnicie, ambiție, multă voință și persistență. Pe ele se leagă oricum. Deci întotdeauna a avut ambiția să meargă mai departe, chiar și atunci când se confrunta cu anumite dificultăți. Și dificultăți au fost, bineînțeles, fiecare doctorant se confruntă cu tot felul de dificultăți, momente de lemn, momente de neliniște, momente în care își pune întrebarea dacă mai poate să continue sau nu. Ei bine, deci, specific pentru Viorica este anume această persistență și ambiție de a merge mai departe. Cu referire la calitățile profesionale, am simțit, am văzut, am observat de-a lungul timpului, într-adevăr, un traseu care caracterizează o evoluție. O evoluție superioară de la anumite etape spre etapa la care s-a ajuns și acest lucru este dovedit de produsul pe care ne-l prezintă Viorica în acest moment, lucrarea de doctorat, ceea ce este un aspect important pentru activitatea profesională a unui cadru didactic universitar. Și cred eu că pornind de la aceste lucruri, pornind de la această activitate pe care a desfășurat-o Viorica, atât în cadrul lucrării de doctorat, cât și în cadrul altor proiecte la care am lucrat împreună, îi vor ajuta să atingă alte rezultate mult mai bune, să aibă un traseu profesional productiv de acum înainte și rezultate cât mai frumoase. Atât. Da, vă mulțumim. Adică mai departe le oferim cuvântul referenților oficiali pentru a-și expune pozițiile referitor la această lucrare și o rugăm pe doamna Bolboceanu Aglaida să înceapă. Uh-huh. Este. Eu am să citesc un text, că dacă o să încerc să redau așa, cred că asta o să ia mult timp, pentru că e 6 pagini recenzie care am făcut-o eu, de ce eu mă străduie așa să fii mai repede. Conținutul tezei elaborată de doamna Viorica Șaitan pentru gradul de doctor în psihologie generală este expus în introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări. Textul tezei începe cu adnotări în 3 limbi, lista figurilor, tabelelor și anexelor. În introducere sunt prezentate toate punctele în care se solicită pe documentele care reglează conținutul acestei părți.
Implicarea factorului schimb din conflictul muncă-familie testat de autorii în ultimii ani necesită să fie studiată. Este motivată propunerea aceasta autorilor alături de conflictul general. Sunt prezentate anotările în limbi română, rus, în limbi română, rusă, engleză, lista figurilor și toate momentele care sunt cerute de regulamentele în vigoare. Tot în această parte a tezei, cititorul este asigurat că tema se încadrează în preocupările internaționale, naționale, în contextul inter- și transdisciplinar și se regăsește în cercetările actuale efectuate în Republica Moldova, în special în cele cu caracter interdisciplinar. Prezentarea studiilor anterioare la tema aleasă permite autoare să formuleze problema ce necesită a fi cercetată, scopul, obiectivele cercetării sunt formulate toate momentele solicitate de documentele respective, lecțiile de investigație în cercetare calitativă, ipoteza și celelalte momente care se cer a fi în această parte a lucrării. În capitolul 1, conceptualizarea teoriei și ale conflictului muncă-familie, autoarea analizează conceptul conflict-familie în baza mai multor criterii. Conflict datorat comportamentului, examinează modele teoretice ale manifestărilor conflictului muncă familie și efectele pe care acesta le produce. Tot pe baza surselor teoretice, autoarea constată dimensiunile cognitive, afective și comportamentale ale conflictului muncă familie, angajamentul de rol, interferență de rol, flexibilitate de rol, genul organizației și domeniul ocupațional. Autoarea tezei relatează manifestările conflictului în funcție de tipul organizației. Organizațiile private oferă angajaților o flexibilitate a muncii mai mare comparativ cu cele publice, dar volumul de muncă este mărit. Solicitări excesive de muncă sunt asociate de angajați cu un nivel înalt al conflictului muncă-familie. Restituții constată manifestări emoționale, epuizare emoțională, tensiune, anxietate, depresie, comportamentale, tendințe de părăsire a locului de muncă, evitarea exercitării sarcinilor, deteriorare relațiilor, colegi, membri familie și psihosomatice. Acestea fiind toate abordate în capitolul 1. Vorbind despre, sau scriind, mai bine zis, despre repercusiunile conflictului muncă-familie, autoarea concluzionează că se înregistrează la nivel organizațional productivitate scăzută, relații deficitare cu colegii și cu șefii, absenteism și la nivel individual sau familial, satisfacție de viață și de familie redusă, deteriorarea relațiilor cu membrii familiei, implicând incapacitatea indivizilor de a realiza cu succes solicitările într-un domeniu sau altul. O a treia circunstanță identificată de autoare în procesul examinării surselor științifice este conflictul muncă-familie-studiu, implicarea aranjaților în programe de master, cursuri de formare, etc. Autoarea identifică un fapt interesant referitor la conflict. Acesta capătă o strictă solicitare concurențială de rol ce vine din domeniul muncii, familiei și studiilor. Se constată dificultatea în creștere de gestionare eficientă a rolurilor care, fiind neglijate, influențează negativ performanțele profesionale și academice ale indivizilor. Dificultatea de a gestiona eficient aceste roluri, menționează Viorica Șaitan, influențează negativ performanțele profesionale și academice ale indivizilor. Fiind neglijate sarcinile familiale, producând stări de anxietate, frustrare, insatisfacție. La finele capitolului 1, autoarea se referă la noile provocări ale societății contemporane, conflict, muncă, familie, studii.
determinate solicitările organizaționale cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții, la dezvoltarea personală și profesională continuă, care solicită implicarea angajaților în programe de master, cursuri de formare, etc. Autorul constată că majoritatea studiilor efectuate au fost analizate în mod special provocările și solicitările care vin de muncă și familie, modul în care indivizii gestionează aceste două roluri competitive. La etapa actuală însă, indivizii se confruntă cu multiple roluri și solicitări, resimtind nevoie de învățare și adaptare continuă la mediul de schimbare. Constatăm astfel capacitatea pretendentului la titlul de doctor în psihologie de identificare și aplicare a informației științifice în propria lucrare, raționamentele efectuate în procesul de cercetare a resurselor teoretice la subiectul tezei relevă capacitatea de selecție, analiză, comparație, generalizare și a informației și valorificare pentru argumentarea și elaborarea propriului proiect de cercetare a conflictului muncă-familie. Capitolul 2 conține studiul empiric al conflictului de rol multiplu. Munca conține descrierea scopului și obiectivele cercetării experimentale constatative, etapele de mersului empiric, ipotezele cercetării calitative. Această parte a cercetării a fost realizată în două grupuri experimentare, lotul de subiect pentru studiul calitativ și cel cantitativ și cel calitativ. Fără doamna Șaitan a determinat manifestările conflictului muncă-familie la angajați în funcție de gen, de tipul organizației, a dimensiunilor cognitive, afective, comportamentale și a elaborat un model integrativ profilul psihologic al subiectelor participanți la cercetare în funcție de gen și de tipul organizației. Faptele și concluziile obținute la studiul calitativ reflectă lipsa unor diferențe semnificative în funcție de gen și de tipul organizației, atât în cazul bărbaților cât și a femeilor. Ambele grupuri manifestă un nivel moderat și scăzut de conflict, atât angajații din organizațiile publice, dar și cei din sectorul privat menționează unele dificultăți în echilibrarea sarcinilor profesionale cu cele maritale. Referindu-ne la percepția dimensiunilor investigate, menționăm diferențe existate de doamna Viorica Șaitan în funcție de tipul organizației. Nivelul suportului organizațional în organizațiile private este perceput ca fiind ceva mai înalt comparativ cu cel din organizațiile publice. Diferențele de gen stabilite se referă la epuizare emoțională. Femeile se epuizează într-o măsură mai mare decât bărbații. Diferențe de gen referă la angajamentul de rol parental în cazul femeilor și în cazul bărbaților ocupațional în cazul acesta. În cadrul cercetării constatative, autoarea tezei în discuție a obținut rezultate de valoare pentru cunoașterea specificului conflictului de rol multiplu și manifestările lui în cazul angajaților în organizațiile autohtone. Astfel, Viorica Șaitan a constatat că aproximativ 30% din subiecte în funcție de gen, 12% din organizații publice și 11% din organizațiile private manifestă un nivel înalt al conflictului muncă-familie. Rezultatele stabilite concluzionează autoarea tezii de notă interferență între muncă și viața de familie, creând situații conflictuale care influențează negativ asupra celor profesionale. În acest context, autoarea tezii s-a centrat pe dimensiuni cognitive cu repercusiuni în manifestarea conflictului muncă-familie. Au fost luate în considerație două dimensiuni cognitive în cadrul conflictului muncă-familie. Astfel, au fost constatate următoarele relații. Angajații din domeniul public consideră organizația ca nefiind dispusă să ofere sprijin pe care aceștia au nevoie. În domeniul privat, datorită presiunilor normative, se constată că tendința organizațiilor de a oferi programe suportive, asigurând un mediu social mai favorabil pentru echilibru între muncă și familie.
O altă particularitate se referă la percepția satisfacției de viață. Au fost constatate diferențe semnificative între valorile medii doar în funcție de tipul organizației, angajații în domeniul public sunt satisfăcuți de viață, cu tendință spre puțin satisfăcuți. Cei din domeniul privat se percep și ei ca satisfăcuți, fiind satisfăcuți de viață, dar demonstrând o tendință mai pronunțată spre puțin satisfăcut. În domeniul privat, o parte considerabilă dintre angajați se apreciază ca satisfăcut și extrem ca nesatisfăcut, scuzați, și extrem de nesatisfăcut. Conform valorilor numerice ale dimensiunilor afectivului de percepțiune în manifestarea conflictului muncă-familie, subiecții de genul masculin, comparativ cu cei de genul feminin, au manifestat nivelul moderat al epuizării emoționale. Femeile, comparativ cu bărbații, înregistrează nivelul maxim al epuizării emoționale. Între dimensiunile comportamentale cu repercusiuni în manifestarea conflictului muncă-familie au fost analizați trei factori: angajamentul de rol, interferența muncă-familie și flexibilitatea muncă-familie. Ipoteza autorilor referitor la existența diferențelor în funcție de genul subiecților, în ceea ce privește dimensiunile comportamentale, angajamentul de rol, interferența muncă-familie-muncă și flexibilitatea muncă-familie-muncă, s-a confirmat. La fel s-a confirmat și ipoteza precum că există diferențe în funcție de tipul organizației în ceea ce privește dimensiunile comportamentale investigate. Rezultatele care au fost obținute de autoare aplicând scala angajamentului STRONG au demonstrat că atât angajații de gen feminin cât și cei de gen masculin manifestă aproximativ același nivel de angajament marital. Diferențe se atestă referitor la angajamentul ocupațional în favoarea bărbaților și cel parental în favoarea femeilor. Bărbații din organizațiile private, chiar și cei din organizațiile, dar și cei din organizațiile publice, au acest nivel de angajament ocupațional, manifestând responsabilități crescute față de domeniul profesional. Diferențele s-au constat la angajamentul parental și cel marital. Angajații din organizațiile publice manifestă un nivel mai înalt comparativ la acestui angajament comparativ cu cel din organizațiile private. Rezultatele verificării statistice atestă diferențe ale angajaților în funcție de gen la subscala interferența familie-muncă. Bărbații, având un program de muncă solicitat și fiind nevoie să realizeze unele sarcini acasă în zile de odihnă, ignorează sarcinile de familie și neglijează membrii familiei. Femeile însă demonstrează capacitatea de a interfera activitățile de la serviciu cu cele casnice, cum era deșteptat, cred. Capitolul 3, autoarea propune cititorului specializat un program de intervenție psihologică pentru dezvoltarea competențelor de echilibrare a sarcinilor de muncă și cele familiale. Doamna Shaitan prezintă argumente pentru necesitatea unui asemenea program argumente obținute în procesul experimentului constatativ. Este elaborat și descris programul implicând scopul, ipoteză, beneficiarii, etapele, toate rubricele care le solicită un asemenea program. Autoarea motivează necesitatea elaborării și promovării unor sesiuni de informare a competențelor inclusiv prin constatările empirice, apelând și la rezultatele studiului constatativ efectuat pentru obținerea gradului de doctor în psihologie. Nivelurile medii și înalt al conflictului participanților a fost înregistrat la 60% din angajați și nivelul înalt 20% din angajați. Respectivele cifre, dar și alte argumente prezentate în cadrul acestei lucrări, argumente ale conflictului muncă-familie au determinat autoarea și conducătorul să decide elaborarea și verificarea unui program de intervenție centrat pe persoană, pe dezvoltarea unor competențe care ar ajuta beneficiarii să stabilească un echilibru dintre muncă și familie.
Scopul programului a constat în elaborare, implementare și evaluare eficienței programului de intervenție psihologică pentru competențe de echilibru muncă, familie, în vederea diminuării conflictului de rol la angajații unei organizații autohtone. A fost formulată ipoteza conform cărei implementare unui asemenea program și transferul de cunoaștere în activitățile zilnice a participanților vor contribui la consolidarea în timp a unor resurse personale necesare pentru menținerea echilibrului muncă-familie și reducerea intensității conflictului cu care se pot confrunta angajații. Programul a fost implementat în 11 ședințe, 2 ore fiecare, frecvența de 2 ședințe pe săptămână, 22 de ore. În rezultatul participării la programul de intervenție, la etapa RTS, la angajații din grupul de intervenție, situația s-a îmbunătățit, fiind identificate următoarele rezultate. Nivelul înalt al conflictului de muncă și familie s-a înregistrat la o persoană, doar la 4 persoane s-a diminuat la minimum, iar la 7 persoane conflictul s-a situat la intensitate moderată. La angajații din grupul de control, intensitatea trăirii conflictului muncă-familie nu s-a modificat între etapa testării și retestării. Analiza cantitativă a eficienței programului prin prisma evaluărilor făcute de beneficiarii programului, de asemenea, confirmă validitatea programului de intervenție fiind realizate obiectivele propuse. Abilitățile și competențele achiziționate și de participanți la programul intervenție s-au dezvoltat, ceea ce pare valoros pentru pacienți, dar și teoreticieni, în opinia noastră, sunt și modalitățile de aplicare și valorificare post-program, care au urmat. Metoda automonitorizării, gestionarea competențelor achiziționate, aprecierea lor în activitatea profesională după 10 zile de la finalizarea ședințelor, selectarea totdeauna din cele învățate și aplicarea în situațiile de serviciu, observând propriul comportament și monitorizând efectele produse. Aceste sarcini simple pentru automonitorizare au demonstrat achiziționarea competențelor și utilizarea lor în gestionarea presiunilor de timp și achiziționilor emoționale. La finalul PZ, autorii au format concluzii generale și recomandări revenind la etapele efectării și rezultatele obținute. Eu, prezentă la titlul de doctor Viorica Șaitan, a reușit să soluționeze o problemă științifică importantă în cadrul cercetării. Teza elaborată conform valoare teoriei, care constă în completarea cadrului teoretic științific cu sinteze din literatură de specialitate, privind problematica conflictului muncă-familie, tipul și particularități ale conflictului muncă-familie, implicația ale unor factori de ordin cognitiv, etc. Valoarea practică a lucrării rezidă în depistarea și descrierea dimensiunilor cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului de rol la angajații din organizațiile autohtone, precum și elaborarea, implementarea și evaluarea unui program de intervenție psihologic în vederea dezvoltării competențelor angajaților de echilibru mondul familiei. A fost elaborat un instrument psihologic care va fi util managerilor, psihologilor organizaționali și specialiștilor în resurse umane în vederea diminuării conflictului de rol la diverse categorii de angajați. Au fost inclus în activitate didactice din instituții de profil. Acestea au fost incluse în activități didactice din instituții de profil pentru elaborarea suporturilor de curs pentru diverse discipline adresate viitorilor psihologi, specialiști în resurse umane și celor ce beneficiază de formare continuă în domeniu. În concluzie, pot spune că prezenta lucrare aduce o contribuție importantă pentru cercetările în acest domeniu din Republica Moldova.
corespunde cerințelor și standardelor academice pentru elaborarea unei lucrări științifice, conform exigențelor Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Și poate fi admisă ca teză de doctorat în domeniul psihologiei. Susțin acordarea titlului de doctor în psihologie, specialitate 511-01, psihologie generală, doamnei Peta Viorica. Mulțumesc! Da, și noi vă mulțumim! Mulțumim! Ai mulțumit? Da, vă rog, doamna Gonța, al doilea referent, vă rog să vă expuneți opiniile pe marginea lucrării. Am să încerc și eu să fiu mai scurtă, pentru că 7 pagini ne ocupă mult timp, dar ce vreau să spun eu este că luna asta am primit o emisiune despre munca la bărbați și la femei Republica Moldova și acest decalaj dintre volumul de lucru, plată, timpul acordat, tipul de sarcini. Și mă gândeam că Wikipedia Viorica cât de bine se încadrează și în acele sondaje pe care le-au realizat și instituțiile sociologice din Republica Moldova și instituțiile cu profil gender, care încearcă să elimine această discriminare din munca bărbaților și a femeii și respectiv salariul pentru aceleași sarcini îndeplinite de către un bărbat și o femeie. Vreau să zic că teza Vioricăi este foarte actuală în acest moment, pentru că trăim niște ritmuri nebune în viață astăzi și toată lumea încearcă să facă față și felicitărilor individuale, familiale, dar și celor sociale. Încearcă să-și acopere nevoile familiale prin limite ar mediul muncii, ceea ce înseamnă că munca fără familia, fără acest supliment, munca nu poate exista. Deci ele sunt conectate printr-o interdependență și dacă avem loc de muncă și un salariu, atunci putem să fim satisfăcuți și în relația de familie. Lipsa unie dintre aceste dimensiuni tot este un conflict, nu doar conflictul muncă-familie și respectiv cred că următorul aspect pe care ar trebui o deschidere pe care ar facilita această lucrare ar fi și componenta asta când nu este acel element de conflict munca sau nu este acel element de conflict familia. Ce se întâmplă în viața omului, cum se schimbă calitatea vieții lui și în ce măsură conflictul lipsă influențează oamenii. Rolurile și sarcinile pe care le solicită munca și familia, ele sunt dificile. Într-adevăr, solicită foarte multă energie, timp și dedicație. Și nu pot să ratez unele dintre ele în favoarea celorlalte. Ambele aspecte necesită aceeași dedicație și de multe ori această interferență este negativă. Este norocos cel care, muncind la o organizație care se gândește la acest conflict muncă-familie, contribuie la diminuarea lui, fie prin această dimensiune de psiholog organizațional sau resurse umane care să compenseze cumva această supraîncărcare sau surmenaj profesional, dând o mare importanță și aspectului personal al lucrătorului, dar și invers, când persoana are o familie suportivă care îi oferă înțelegerea necesară și sprijinul pentru a realiza acele sarcini de serviciu care uneori depășesc limita posibilităților unui singur om și de multe ori se întâmplă că familia se implică în ajutorarea. Ce se întâmplă? Un pic internetul. Acest subiect pe care l-a adăugat sau această extensie pe care a adăugat-o
Viorica, cercetarea sa este foarte importantă, pentru că tripla solicitare este, desigur, tripla precondiție pentru un conflict intrapersonal, dar și interpersonal. De aceea, lucrarea este extrem de actuală și extrem de originală, în sensul că în țară la noi s-au făcut foarte puține cercetări și ceea ce înseamnă psihologie organizațională. Și aici, chiar dacă avem o teză în psihologie generală, dar ea este foarte conectată, strâns conectată cu psihologia socială, organizațională și a muncii. Și este conectată și cu psihologia clinică, pentru că Viorica abordează și consecințele pe care conflictul muncă-familie poate să le aibă în raport cu persoana. Vorbește despre acea epuizare personală, despre arderea profesională, da? Și vorbește și despre simptomele, agitația, anxietatea pe care omul încadrat într-un conflict muncă-familie de trăiește și care duc și la schimbări psihosomatice. Deci abordează, practic, aspectele clinice destul de complex. Mai abordează și partea de concepte generale, ceea ce și îi face ca lucrarea să se încadreze în psihologia generală și aduce și definiții proprii, iarăși ca și un plus valoare pentru această lucrare. Eu am să fac niște referințe la structura lucrării fiind una tradițională, este conformă ghidului ANACEF-ului, și toate elementele de structură sunt respectate. Lista bibliografică care conține 176 de titluri este foarte diversă, în plan geografic, dar și în plan științific. Și ceea ce este impresionant, eu am remarcat acest lucru în această listă bibliografică, Viorica a valorificat lucrările autohtone la masă. Deci, ascult în evidență, practic, toate sursele care sunt în țară pentru ca să valorifice savanții noștri. Referitor la introducere, ceea ce vreau să conturez, pentru că ca structură este conform ghidului, are toate elementele, dar ceea ce face diferență cu alte cercetări este că toate elementele care sunt în această introducere sunt expuse într-o manieră foarte clară și logică. Deci o coerență deosebită a tot ce înseamnă cu structurile acestei introduceri, încât nu se sesizează caracterul, am scris ursul și sec a textului științific. Deci textul expus de către Viorica Șentan în lucrare este unul pe cât de literar și corect științific, atât și de accesibil și coerent. Fiecare frază decurge una din alta și cititorul, chiar dacă nu ar fi specialist în domeniul psihologiei, oricum s-ar discuta cu acest text și ar înțelege ce vrea să aducă autorul către cititor. Și vreau să zic că această accesibilitate contextuală iar deloc nu exclude acuranteta științifică a textului, ci invers, îi conferă un caracter motivațional. Și o eleganță, în evident, un stil. Se simte foarte bine stilul conducătorului în această lucrare. Ce vreau să spun despre primul capitol? Nu vreau să expun ceea ce este în capitol, pentru că avem contabilizat totul în lucrare, dar și în autoreferat, și foarte bine expus ce conțin fiecare capitol. Doar să fac remarcele la fiecare dintre ele. Vreau să remarc că tot ce a trecut doctorata în pagina capitolului teoretic prezintă un real interes pentru tema cercetată și pun în evidență toate aspecte psihologice pe care le implică conflictul muncă-familie. Argumentează pe deplin problema cercetării. Deci capitolul în întregime argumentează pe deplin problema. Toate studiile analizate în capitol explică și conturează zonele albe a problemei.
pe care o abordează și oferă o spațiu propice pentru investigația care urmează. Textul elaborat în primul capitol este o platformă foarte coerentă pentru cercetare. Deci se termină capitolul cu definirea problemei, cu tema pe care vrea să o exploreze în continuare și concluziile sunt foarte pertinente. La capitolul 2, ceea ce este dimensionat, în primul rând, multitudinea metodelor de investigație, 7 metode cantitative și 2 calitative. Și la un număr impresionant al subiectelor experimental, dacă calculăm câtă muncă s-a realizat de cercetare, atunci îmi dăm seama că este o muncă titanică. Pe lângă aceasta, vreau să menționez fidelitatea autoarei pentru realizările științifice a catedrei la care lucrează, a instituției din care face parte. Deci toate 7 metode care au fost folosite au fost validate și traduse, validate, adaptate de către proiectul de cercetare care este în cadrul catedrei și prin această autare valorifică suplimentară acel proiect de cercetare pe care catedra l-a realizat. De asemenea, vreau să menționez complexitatea datelor științifice pe care o aduce Verica în teză, cum îi prezintă, acuratețea științifică pe care se sesizează din tabiere, din grafice, din interpretarea pe care Verica o aduce la fiecare din aceste tabiere și grafice. Acuratețea statistică, inclusiv metodele statistice folosite, care sunt foarte diverse, și plenitudinea interpretativă a datelor. Din nou, capitolul 2 descrie foarte argumentat ceea ce s-a realizat ca și studiu empiric și ceea ce urmează ar fi realizat în capitolul formativ. Și fiecare capitol are o crucere foarte logică și foarte coerentă către următorul studiu. Și capitolul 3, chiar dacă ipoteza inițial provoacă, cum de va fi demonstrată, dar prin metodologia pe care o selectează doctoranda cu conducătorul pentru a demonstra această metodologie, ne dovedește că este posibil să demonstrăm că unele lucruri pot fi demonstrate a priori. Ne așteptăm un follow-up al cercetării după un an, doi sau mai mult. Ceea ce vreau să menționez despre acest capitol este că prezentarea programului formativ și a rezultatelor instrumentele lui, el este una foarte clară și convingătoare. Însă și programul formativ care este pe deplin transmis în lucrare, inițial doar niște ședințe ca exemplu, dar în anexe găsim întregul program formativ. Deci, citind și lucrând un pic cu acest program formativ, îți dai seama că este un program cu adevărat cu impact. Deci, ar trebui tot ce este selectat acolo să dea rezultat. Nu poate fi un asemenea program fără rezultat, pentru că toate metodele sunt selectate cu multă grijă și sunt foarte logic înscrise în fiecare ședință. Aveam o întrebare inițială încă la prima noastră întâlnire în seminarul științific despre subiecții care au fost incluși în cercetarea experimentală, în programul formativ, de ce anume bibliotecari, de ce în așa mod s-a decis să se selecteze eșantionul. Și mă gândeam că este vorba de acel salariu mizerabil pe care bibliotecarii îl au și pentru că acolo lucrează cea mai mare parte chemiei, care sunt de acest plan discriminate.
Și pentru că tocmai ele din această insatisfacție față de munca neremunerată ar putea să dezvolte și unele consecințe mai acute în ceea ce înseamnă utilizare psihologică, ar trebui să fie inclus în eșantionul experimental. Dar, din teză, am înțeles că indicatorul sau criteriul pentru care a fost selectat acest eșantion a fost altul, de fapt. Era vorba despre faptul că acești lucrători, acum, în perioada aceasta de trecere, în tranziție la nivelul digital, au foarte multe sarcini de realizat absolut noi, diferite de ce sunt ei învățați să facă în munca lor de economie și, de fapt, aceste sarcini inovatoare sunt o precondiție pentru un conflict interpersonal și, de multe ori, incapacitatea de a face față acestor sarcini duce la acele simptome despre care Viorica a scris. Ceea ce vreau să spun despre întreaga lucrare, da, ca și concluzii, pentru că tot ce am prezentat, să zic că toate rezultatele sunt cu adevărat interesante, cu adevărat importante pentru studiile psihologice și în special pentru studiile psihologice la noi, dar în condițiile autohtone. Și concluziile mele sunt: lucrarea de artă reprezintă o abordare investigațională complexă, interdisciplinară și aplicativă, actuală și originală din perspectiva problemei de cercetare. O cercetare care completează literatura științifică și îmbogățește instrumentariul metodologic al cercetării de conflictul în familie, prezintă o lucrare bună, atât în aspect structural și formal, cât și în aspectul calității de mersul științific, metodologic și interpretativ. Lucrările scrisă toate de Gorgia înaintate de Anacev, față de studiile de doctor, este scris într-un limbaj elevat și accesibil. Toate capitolele de teze lor scrise sunt limitate cu concluzii pertinente. Evident, nu putem să spunem că o lucrare care este realizată, elaborată de un om, nu are unele stăpâni. Deci sunt, evident, și unele mici stăpâni, dar ele sunt absolut tehnice. Nu cu vorba de unele greșeli gramaticale sau tehnice, chiar știm că calculatorul de multe ori înlocuiește literele sau le plătează dintr-un loc în altul și aceste greșeli chiar nu prezintă minusul, da, sau ceea ce ar gândi. Ce-i folosită? S-a blocat un mic. Nu a valoarea lucrării, de statistice, doar în lucrările noastre tradițional, materialele care confirmă acuratețea datelor statistice se prezintă în anexe. Aici, în anexe, nu sunt aceste tabele, dar nici în asta nu am văzut un factor diminutiv al valorii lucrării. De aceea, nici n-am trecut în referat aceste mici însemnări, pentru că nu consider că ele ar diminua valoarea și calitatea lucrării. Astea spuse, îmi exprim în înaltă aprecierea din mersul științific realizat de doamna Șaitan Viorica. Consider că lucrarea de disfuncții cognitive și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie corespunde cerințelor înaintate satisfacție de acest gen de lucrări și recomand pieza pentru a fi calificată cu un titlu de studiu bun, da, înalt, și recomand să-i conferi titlul, pentru că sunt de acord cu faptul ăsta că Viorica Șaitan ar trebui să primească acest titlu de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 psihologie generală, în rezultate acestui titlu. Da. Și noi vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult. Conducătorul pentru acest început de susținere. Sper să asist la mai multe asemenea evenimente și toate să fie de aceeași calitate, pentru că calitatea doctorandului de multe ori ne vorbește calitatea conducătorului și din urmă.
și felicitări de întregul comisie, pentru că lucrăm asupra unui text bine elaborat și interesant. Vă mulțumim mult, doamna Gonța. Da, și vă mulțumim și noi încă o dată. Acum, stimați colegi, trecem la etapa discuțiilor asupra valorii științifice a tezei și, un moment, dacă sunt invitați care vor să participe, vă rog, începem cu dumneavoastră. Eu nu mă refer acum la membrii Consiliului. Ana Tarnovski, eu văd, Olga Bondarenko sau dumneavoastră nu mai participați. Este cineva care ar vrea să vorbească? Nu. Atunci oferim cuvântul secretarului științific. Da, că probabil cei care au vrut să vorbească au trimis avizile în adresa Consiliului Științific și vreau să vă aduc la cunoștință că avem mai multe avize din partea cadrelor științifice, dar și din domeniul practicei. Avem avize de la doamna Cuznețov Larisa, doctor habilitat în pedagogie, Universitatea Pedagogică Ion Creangă, Stella Melnicenko, doctor conferințar universitar de la Universitatea de Stat, Maia Șivciuc, doctor conferințar universitar Universitatea de Stat, de la Frunze Olesea, doctor conferințar Universitatea Pedagogică Ion Creangă, Zinaida Bolea, conferințar universitar, doctor în psihologie Universitatea de Stat, și avem aviz de la Biblioteca Ion Creangă, anume din instituția în care și a fost implementat programul de intervenție. Da, eu vă mulțumesc. Așa. Și acum tot în acest context al discuțiilor, îi oferim cuvântul, cred că, doamnei Palade Oxana, da, ca să-și expună pozițiile referitor la teza despre care vorbim, pe care o discutăm. Poftim. Oxana, da? Se aude. Cu am analizat și am ascultat atent aceste avize ale referenților. Dintotdeauna mi este foarte greu să vorbesc după ce vorbesc referenții despre o teză de doctor, pentru că fac o analiză amplă cu privire la toate nuanțele tezei, dar cu părere de rău o să repet unele lucruri pentru că trebuie să le evidențiez. Lucrarea elaborată de către Șaitan Viorica este cu o temă actuală, este orientată în soluționarea problemei importante și vine la intersecția a psihologiei generale și a psihologiei sociale, respectiv organizaționale. Vreau să zic că teza, evident că este elaborată corect, a fost luată în considerație ghidul de elaborare, de redactare a tezei și aici nu sunt niciun fel de pretenții. Vreau să evidențiez, dacă să mă refer la importanța și originalitatea acestei lucrări, vreau să zic că teza elaborată cu tema dimensiuni cognitive, afective și comportamentale, manifestarea conflictului muncă-familie, este relevantă pentru domeniul de cercetare. Este explorată o tematică originală, realizându-se studiul complex privind manifestarea conflictului de rol multiplu și dacă e să mă refer la noutatea și originalitatea lucrării, nu pot să nu evidențiez faptul că lucrarea, într-adevăr, este una din puținele elaborate în țara noastră cu privire la fenomenul, de fapt, primele lucrări, așa cum evidențează și doctoranda în teza sa, primele lucrări pentru componenta fenomenului conflictului de rol multiplu și anume s-a evidențiat două dimensiuni importante
aici, una fiind muncă familie și cealaltă fiind dimensiunea muncă familie și studii. Aici m-am bucurat mult să știu că doctoranda s-a axat pe experiența ceea ce a trecut prin prisma ei, să zic eu, fiind mulți asistenți universitari incluși în capitolul experimental, pentru că dintotdeauna există problema ce alegem, ce, cărui direcții, dimensiunii oferim prioritate, muncii, studiilor doctorale sau familiei. Teza include o abordare investigațională complexă, așa cum este evidențiat și din punct de vedere cantitativ și din punct de vedere calitativ, denotă o abordare interdisciplinară și reflectă clar dimensiunea aplicativă prin elaborarea, implementarea și evaluarea eficienței programului de intervenție psihologică pentru dezvoltarea competenței de echilibru dintre muncă și familie. Dacă e să mă refer la valoarea științifică a rezultatelor obținute, evident că rezultatele sunt de mare valoare științifică, sunt relevante, sunt prezentate clar, sunt argumentate coerent. Rezultatele sunt corelate foarte bine cu cadrul teoretic, cu toate toate aspectele prezentate în capitolul teoretic despre ce au vorbit și referenții oficiali. Mie mi-a plăcut foarte mult și este de apreciat acel model integrat privind implicațiile dimensiunilor studiate din manifestarea conflictului muncă-familie la angajații din organizațiile autohtone, care este prezentat foarte clar și care conține implicații pentru dimensiunile cognitive, afective și comportamentale. Aici doctoranda și coordonatorul tezei vin să exprime foarte clar viziunile valorificate cu privire la structura interesantă dispersată, să zic eu. Toate lucrurile sunt bine aranjate, așa cum am spus, concluziile sunt relevante și conforme cu toate rezultatele prezentate în capitolul teoretic și în capitolul experimental. Vreau să zic că în concluzie teza cu teza de doctor cu tema dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă, familie, elaborată de către Viorica Șaitan, corespunde rigorilor pretinse unei teze de doctorat, autoarea întrunind condițiile pentru conferirea titlului de doctor în psihologie la specialitatea 511-01 Psihologie Generală. Și aici vreau să aduc mulțumiri și conducătorului tezei și să vă urez succes în elaborarea unei monografii frumoase. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim și oferim cuvântul doamnei Potâng Angela. Poftim! Unde e Potâng Angela? Este acum apărea. Este, da. Vă mulțumesc, doamna Platon, onorat Consiliul Științific. Permiteți-mi să expun opinia vis-a-vis de lucrarea pe care doamna Viorica Șaitan o propune pentru obținerea doctoratului în psihologie. Mai întâi vin cu un mesaj de felicitare atât pentru doamna Șaitan, cât și pentru doamna Cojocaru Natalia, coordonatorul științific a acestei lucrări, pentru munca depusă și o lucrare științifică necesară atât contextului academic din Republica Moldova, cât și psihologilor practicieni. Lucrarea, tema pe care Viorica Șaitan a abordat-o, este destul de importantă. Despre aceasta
atât referenții cât și ceilalți membri ai Consiliului au vorbit, mai ales în epoca contemporană, în epoca dezvoltărilor rapide a tehnologiilor informaționale, atunci când tasturile pentru serviciu vin la orice oră, atât pe telefon, cât și pe tabletă, cât și pe calculator, și în weekend, și în zilele de lucru, și la 5 dimineața, și la 12 noaptea. Deci, cumva, suntem prinși în capcana muncii și, de foarte multe ori, negăm acest lucru până când apare epuizarea profesională, din păcate. Deci, și iată, în acest context este destul de dificil de menținut echilibrul muncă-familie, atât de necesar pentru starea de bine și a individului și pentru sănătatea ocupațională, în general pentru organizație. De asemenea, actualitatea cercetării realizate de Viorica Șaitan se datorează numărului redus de cercetări în Republica Moldova pe tematica respectivă, mai ales pe tematica muncă, familie, studii, o tematică mai puțin sau aproape deloc abordată în Republica Moldova, dar destul de necesară în contextul actual, în ceea ce privește tendința adulților de a-și continua studiile sau de a se recalifica. Astfel, tot mai mulți adulți decid la vârsta adultă mijlocie să mai facă un program de master, să se înscrie la școala doctorală pentru un program de doctorat, să facă recalificări, să se includă în diverse programe de formare continuă pentru a asigura dezvoltarea continuă profesională și personală. Și iată, în acest context pot să fie prinși în capcana conflictului muncă, familie, studii. Scopul lucrării este foarte clar exprimat în teză, din el decurgând logic obiectivele, ceea ce a făcut lesne, ușor și foarte interesant de citit, de parcurs și de analizat lucrarea pe care Viorica Șaitan ne-o propune. De apreciat intenția Vioricăi Șaitan de a aborda holistic fenomenul. Deci, luând trei componente, afectivă, cognitivă și comportamentală, și din perspectiva de gen, și din perspectiva tipului de organizație, nota de originalitate acestei lucrări constituie anume elucidarea efectelor pe care le are conflictul muncă-familie asupra angajatului și muncă-familie-studii pentru angajații din contextul academic. Iar valoarea practică a acestei lucrări este reflectată prin recomandările pe care ne le oferă în urma elucidării specificului conflictul muncă-familie și este elucidată de programul de intervenții pe care ne-l propune doamna Șaitan și care poate fi utilizat în diferite contexte organizaționale și poate fi de real folos pentru psihologii practicieni care activează în organizații sau pentru specialiști în resurse umane, pentru managerii instituției care se ocupă de sănătatea organizațională și de starea de bine a angajaților la locul de muncă. Este de apreciat faptul că toate capitolele, toate cele trei capitole, inclusiv și introducerea, sunt elaborate judicios și conform cerințelor ANACEC. Introducerea conține suficiente argumente convingătoare privind necesitatea studierii echilibrului muncă-familie sau a conflictului muncă-familie. Și
mi-aduce argumente de ce tema respectivă trebuie să constituie o prerogativă pentru managerii instituției și, în general, o prerogativă pentru societate în general. Studiul practic realizat de Viorica Șaitan constă din două montaje experimentale, unul calitativ și unul cantitativ, ambele care să se refere la modelul experimental de constatare. Și din punct de vedere metodologic, ei corect corelează variabile implicate, iarăși variabile sunt destul de multe, cum ar fi percepția satisfacției de viață, epuizarea emoțională, angajamentul parental, angajamentul marital și așa mai departe. Concluziile pe care le formează la capitolul 2, în urma experimentului constatativ, explică foarte bine necesitatea elaborării programului de intervenție. Și anume, expune despre slaba conștientizare privind problema conflictului și consecințele acestuia, despre frecvența în special a două tipuri de conflicte, așa cel bazat pe tensiune și cel bazat pe timp, și dezvoltarea unor competențe de a depăși conflictul muncă-familie sau de a menține echilibrul muncă-familie. Și face distincția destul de reușită dintre competență și resursă. Lucru de apreciat și de salutat în lucrarea respectivă. Programul pe care ne-l propune este conceput de către autoare în așa mod încât să acționeze și la nivelul cunoștințelor, și la nivelul atitudinilor, adică acceptarea necesității schimbării, atât la nivel rațional, cât și la nivel de sentimente, cât și la nivel comportamental. Deci e o abordare tot la fel holistică a fenomenului. Și aceste beneficii pe care le oferă programul sunt atât individuale cât și pentru organizație. Încă un argument de ce sunt necesare aceste intervenții la nivel de organizație. Acestea fiind spuse, apreciez lucrarea elaborată de doamna Șaitan la un nivel destul de înalt și consider că corespunde cerințelor ANACEC, fapt pentru care merită ca doamnei Șaitan să-i se confere titlul științific de doctor în psihologie. Felicitări dumneavoastră, felicitări doamnei Cojocaru! Da. Foarte mult, doamna Potenc. Da, vă mulțumim și noi, doamna Potenc. Domnul Bucu Nicolae, vă rog. Stimată doamnă președinte, stimați membri ai Consiliului, onorată asistență, mi-era dor chiar să mă întâlnesc, să vă văd, să vă aud. Și vreau să vă spun că este un moment deosebit de plăcut. E un moment plăcut pentru că doamna Viorica a prezentat o disertație foarte și foarte contemporană, aș spune. Mai întâi de toate, ea corespunde completamente. Corespunde completamente cerințelor ANACEC-ului, cât pe conținutul disertației, de lucrării și concluziile și alte aspecte, alte dimensiuni ale lucrării. O să spun câteva cuvinte. Mai întâi de toate o să încep de la actualitate. Bineînțeles că tema este deosebit de actuală. Este deosebit de actuală pentru că noi nu prea am vorbit despre această temă în Moldova, în Republică, în țara noastră. Dar este o temă, este o cercetare, este o temă psihologică
socială, economică, pentru că are ieșiri, la, în sociologie, are ieșiri mari în economie. Eu cred că această disertație, această lucrare a doamnei Viorica este o lucrare de trezire. Zice că, uite, trebuie să trezească, să zdruncine ca oamenii să înceapă a realiza ce are nevoie țara. Uite, țara noastră are nevoie de așa o lucrare. Are nevoie și ea trebuie dezvoltată mai departe această lucrare. De ce? Pentru că nu numai aceste dimensiuni, hotărăsc, vreau să zic că conflictul, sau determină, sau implică. Vreau să vă spun că aceste se poate de le enumărat, sunt foarte și foarte multe și trebuie să ne reîntoarcem la această temă. Vă zic că actualitatea nu poate pune, nu poate fi, vreau să zic că uitată, mai întâi de toate, luând în considerație toate provocările societale care sunt astăzi. Sunt provocări, chiar luăm astăzi, uitați-vă, în starea în care ne aflăm acum, COVID-ul. COVID-ul până la sfârșit va avea încă, va avea mult, mult, înțelegeți, în urma lui urmări și nu altceva, că va atins de acum, a atins familia, dar atinge anume, uite, această relație între familie, muncă, studii și așa mai departe. Este o problemă, este o provocare societală care trebuie să ne reîntoarcem la dânsa și trebuie să vorbim despre ea. Vă zic că vreau să vă spun că anume aici, în această lucrare, în lucrarea lui Viorica, găsim metodologia, o metodologie perfectă de realizare a unei cercetări. Ea își spune un scop foarte bine determinat, care îl atinge prin toată cercetarea. Scopul prevede determinarea specificului dimensiunilor cognitive, afective și comportamentale cu implicare la manifestarea conflictului, de rol. Bineînțeles că între muncă, familie și completamente nou apărut și descris prima dată, asta e muncă, familie și studii. Înaintează un șir de obiective care sunt anume, corespund conținutului tezei și rezultatelor pe care le prezintă. Sunt foarte bine analizate toate resursele teoretice și în baza acestor resurse teoretice ea propune un nou concept a determinării, vreau să zic, acestor relații, de determinare a conflictului acesta de rol între comportament, între, vreau să zic, dimensiunile cognitive, afective, comportamentale și, în general, vreau să vă spun că în lucrare găsim teoretic este bine, foarte bine fundamentat, pentru că nu numai concept, nu numai definiția, cum îi spune ea, bineînțeles că dar are o determinare a unui model, foarte și foarte interesant, care nu pur și simplu model care a fost construit, modernizat în urma celor ipoteze pe care le-a înaintat, Vreau să vă spun că lucrarea pe care o prezintă este obiectivă mai întâi de toate prin
studiu cantitativ și calitativ. Studiu cantitativ are 355 de subiecți angajați din diferite domenii profesionale și dintre ei gen masculin, gen feminin, aceasta este foarte și foarte necesar pentru o cercetare de acest, în acest aspect. Rezultatele pe care le-a acumulat doamna, vă zic că sunt obiective și prin numărul mare, și nu numai că mare, dar și foarte, foarte prezente metodele de cercetare, un șir întreg de scale contemporane care i-au dat posibilitate să vadă care sunt relațiile acestea, care sunt relațiile între afectivul, cognitivul și comportamentalul. Totodată a găsit explicații privind implicațiile dimensiunilor pe care le-am vorbit în manifestările conflictului muncă-familie și mai cu seamă, acum am spus, muncă-familie-studii. Un mare interes provoacă și capitolul 3. Capitolul 3 este un capitol aplicativ, praxeologic, unde disertanta prezintă cum se realizează dezvoltarea competențelor de echilibru a muncii în familie și vreau să vă spun că foarte și foarte laconic, foarte bine determinat în rezultatul final. La sfârșit lucrării, ea prezintă un șir de concluzii care coincid direct cu conținutul disertației, conținutul lucrării. Concluziile acestea îi dau posibilitate și modelului acest de practic, îi dau posibilitate să vină în familie, să vină în instituție, să vină, vreau să zic, acolo unde îi sunt nevoie implicările, unde sunt implicările nevoie. Vreau să vă spun că deosebit de mult mi-a plăcut cele recomandări pe care le realizează disertantul și eu cred că rezultatele care au fost dobândite, acumulate în această lucrare, vor fi de folos tuturor, nu numai familiei, dar eu cred că managerii diferitor instituții, nu are însemnătate, fie ea instituție de stat, fie ea particulară și așa mai departe, au nevoie de aceste date, pentru că sunt date care vă da posibilitate să eficientizăm activitatea, să eficientizăm activitatea celor care lucrează și să micșorăm posibilitățile de formare sau de naștere a diferitor conflicte, a conflictelor de rol. Stimați colegi, eu aș vrea, până voi spune finalitatea, dar finalitatea este că disertația coincide completamente tuturor recordurilor înaintate de ANACEC, este o lucrare finalizată, este o lucrare cu ieșiri puternice, cu ieșiri complexe în practică, în praxeologia dată și aici aș vrea să vă felicit doamna Cojucaru ca conducător științific și, bineînțeles, pe doamna disertantă Viorica cu succesele și cu mosul, armonia,
o disertație cinstit, vă spun, atât de armonic, atât de, de bine descrisă, cu aceasta vă felicit. Da, vă mulțumim și noi, domnul Bucum. Doamna Racu, vă rog. Stimați președintele, se aude bine? Se aude, se aude. Stimați președintele, stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, referenți oficial și stimați colegi. Îmi voi expune și eu opinia asupra lucrării. Eu cunosc teza de la discuția acestea în cadrul ședinței de departament și seminarul științific de profil. Și doctoranda cu coordonator a luat în considerație toate sugestiile care erau spuse și eu am numai cuvinte de laudă acela variantă finală care noi astăzi discutăm. Tema în analiza mea puncta cele mai importante aspecte, ca tare deja spuse, destul de multe, dar totuși noi trebuie, poate repetăm unele lucruri, dar asta este punctul de forță. Tema este actuală și semnificativă în psihologie generală. Eu special zilele este când am citit varianta finală, m-am argumentat și pentru mine tematica aceasta. Și am găsit foarte multe cercetări în sociologie, deși ține de mecanisme, rolul social studiază, cum pot om și coordona și familie și activitate profesională. Deși ține mecanismele psihologice, nu cam lucrările nu așa de multe sunt. Și, într-adevăr, în Republica noastră, asta tematică și problema care este pusă în cercetare, problema stringentă, dimisiuni de bază în manifestarea conflictului muncă și familie. Și eu am gândit și ține de aparatul categorial și conflict, într-adevăr, și în comunicarea, și personal conflict. Și nu ca ființă umană, tot asta numai pe conflict este bazată. Dar am gândit poate mai bine echilibru. Dar apoi am gândit totuși echilibru. Asta nu e realitatea, asta și spre și trebuie să întindem. Dar la urmă urmei, într-adevăr, fiecare din noi se întâlnește așa tematică, chiar din experiența mea. Când e la nou de seară, eu am primit niște mesaje de la departament, trebuie să spunem ceva pe platformă și, ca de obicei, ceva ultima variantă la un curriculum n-am avut și am scris la laborantă și am gândit și la nouă de seară cineva scrie. Dar văd după asta și încă doamna Tolstai ceva mesaj la școală doctorală. Bine, de mult trebuie de conectăm și odihnim totuși de la ora 8, dacă e în auditoriu și ai mai mulți perechi pe zi și totuși cu calculator stai până târziu. Trebuie să răspundem cerințelor. Și, clar lucru, tematica aceasta poate mai complicat pentru persoane care și încă n-au așa experiență, în special perioada înaintate, la 35 de ani. Mai târziu, clar lucru, fiecare din noi acumulează experiență și de a combina diferite sfere ale vieții și activitate profesională și implicare în familie. Și eu am argumentat și pentru mine, și doctoranta bine argumentează actualitatea studiului, este semnificativă. Lucrarea este originală și prezintă un tablou corespunzător al dimensiunilor care determină fenomenul conflict sau echilibru muncă-familie. Într-adevăr, poate toate factori cele de bază pentru studiu. Și a făcut analiză cercetărilor din domeniul temei tezii și analiza asta este profundă și cu prind implicare critică, asta o foarte importantă autorii din cele și 176 surse bibliografice în capitol teoretic.
Și până la mine tot și referenți și membrii Consiliului ați spus deja, structura tezei este clasică, bine gândită. Mie foarte am plăcut logica asta, într-adevăr, fiecare propoziție următoare se iasă din propoziția precedentă. Și ilustrată teza, este și tabele. Și este model care arată pe ce dimensiunile care a fost pus în cercetare. Și este foarte bine rezultatele obținute, a fost publicate în lucrări științifice, asta tot cerință foarte importantă. Și clar lucrul în cercetarea experimentală, autoarea analiză, prezintă analiză detaliată rezultatelor obținute, și concluzionează ca conflictul de rolul tipului. Și asta tot e important, ca atare mai mult lucrări sunt evidențate numai conflict, muncă, familie. Dar aici adăugat și studiu, influențează totuși negativ performanțele și academice persoane și avem puțin timp pentru a realizare sarcinului. Și clar lucru, asta provoacă satisfacție, ardere profesională. Și logica rezultatelor și datelor, analiza datelor experimentale a dus la elaborarea programului. Rezultatele evidențate în cercetare fundamentează necesitatea elaborării și realizării programului intervenție psihologică, care este prezentată în capitolul 3. Deja membrii Consiliului și recenzent au spus propunerea ca rezultatele cercetării a fost editate în ca monografie, studiu teoretic empiric, dar eu propun lângă aceasta numai decât faceți ceva un ghid practic pentru pe tehnici care eu am întâlnit în program, ele sunt utile și fiecare din noi poate folosi într-adevăr să înțelegem pe ce dimensiunile este, care sunt și cercetații interdisciplinare și propuse pentru formarea competențelor. Cu mare interes am familiarizat cu programul. Și lucrarea se distinge prin noutate, originalitate, semnificația teoretică. Vreau să remarc și valoarea aplicativă a cercetării. Eu cam mai sceptic, nu cred instituțiile private, poate mai manager, așa mai la nivel înalt, înțelegerea problemei, ele să scriază niște condiții pentru angajați. Dar totuși și eu văd în societatea noastră, poate salariile nu așa de mari, dar cerințele mai mari și mai mari și mai mari. Văd prin cunoscuți, prin rudele. Și clar lucru, este bine dacă rezultatele cercetării, program care este aici prezentat, fost luat în considerație și de managerii instituțiilor și scriem niște condiții pentru angajați, totuși asta spre folosul colectivului, spre folosul firmei, dacă angajatul se reușește și să fie impactat în familie și să fie impactat și să aibă rezultatele și la lucru. Și clar lucru, pentru analiza materialului care a fost prezentată de doctorandă, a adus la concluziile pertinente, tot ies logic din analiza și rezultatele pe care eu am spus, și deja tot am spus, utile în mod practic. Tot vreau să spun, mie foarte a plăcut prezentarea tezei și cum Viorica a răspuns la întrebări. Și clar, se vede, teza este muncită, lucrată și chiar când doctorant trăiește cu tematica asta și noi putem lua tare multe lucrurile și asta este mare plus.
Și în final consider că teza de doctor în psihologie cu tema dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie, specialitate 511-01 psihologie generală, corespunde totalmente cerințelor ANACEF, iar pretendentă merită conferirea titlului științific de doctor în psihologie. Și îndemn și colegii mei să votez numai decât pro pentru lucrarea aceasta și doresc să aduc felicitări doamnei Șaitan Viorica pentru realizarea tezei și felicit și coordonatorul doamna Căjucaru pentru așa coordonare eficientă. Și tema într-adevăr deschide multe diferite domenii de cercetare. Asta ca primul ceva de la început. Problematica asta, domeniul foarte important. Vă mulțumim, vă mulțumim, doamna Racu, doamna Tolstaia. Mulți stimați membri Consiliului Științific, stimați referenți oficiali, e greu de vorbit după referenți și mai greu de vorbit și după așa o analiză foarte bună făcută de către toți membrii Consiliului Științific. Dar, în primul rând, aș vrea să felicit atât doctoranda cât și conducătorul științific cu o realizare atât de frumoasă. Și atunci când lucrarea este bine pusă la un punct, atunci când este atât de muncită, atunci când se vede în ea atâtea inimă și implicație care a fost depusă de doctoranda și de conducătorul științific, cred că lucrările de acest gen merită să fie laudate și unele lucruri care chiar ar putea să fie repetate de mai multe ori, deși sunt pe merite. Eu aș vrea să spun că prezenta lucrare, bineînțeles, este una foarte actuală pentru Republica Moldova. Cred că ar putea să fie considerată actuală pentru oricare societate și țări în care încă nu s-au făcut studiile recente. Deși cerințele timpului, care tot mai mult și mai mult necesită implicarea mai activă în domeniul muncii, dar și cerințele vis-a-vis de nivelul de profesionalism și de studii a angajaților crește permanent și atunci se implică și latura aceasta ce ține de studii. Și atunci avem conflictul acesta multiplu care tot crește și crește, adică dimensiunile acestea care ar putea să creeze epuizarea, tensionarea, arderea, nu atât poate profesionale doar, dar în general emoțional, sunt tot mai mulți și mai mulți. În zilele de astăzi vreau să susțin și ideea expusă de domnul profesor Bucun, că și situația aceasta în care ne aflăm noi astăzi, pandemia, COVID-ul, atunci când s-au schimbat condițiile și muncii, apare munca aceasta la distanță, atunci când se schimbă deja și unele relații în familie, deși ne vedem mai des cu soții, cu copiii sau sunt diferite. Ar putea să spunem că tema aceasta poate fi continuată, poate fi făcută încă o teză, deja de doctor habilitat, da, pentru a vedea care sunt schimbările în dimensiunile acestea cognitive, emoționale și comportamentale în condiții noi a pandemiei. Dar vreau să spun că nicătând faptul că sunt schimbări unele în situația existentă, actuală, în țară, în lume, sunt unele lucruri care rămân valoarea practică, teoretică și aplicativă a acestei lucrări. În primul rând, aș menționa definiția, sinteza conflictului muncă-familie și
momentul acela că doctoranda a determinat manifestările acestea specifice conflictului de rol multiplu la angajații, da? Dumneiei a elucidat implicațiile pe care le au dimensiunile studiate, cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie la angajați. M-aș referi și la modelul integrat cu cele mai semnificative date ale dimensiunilor analizate de autoare. S-ar putea să fie că în condițiile schimbate și modelul acesta ar putea să aibă un pic diferit ponderea la toate aceste componente sau configurația, dar iată programul care a fost elaborat, programul de intervenție în situații de conflict muncă și familie, el rămâne actual în orice condiții, deși tot opinia aceasta a fost expusă deja de doamna profesor Jeana Racu, dar nu pot să nu mă alătur să menționez, deși este un program foarte bine gândit, sunt acolo foarte multe tehnici și metode absolut practice care ar putea să fie utile pentru toți în orice condiții, deși sunt anume pentru, iată, cu scopul a diminua conflictul acesta de rol multiplu la angajați. Și în final, iarăși vin cu felicitări și bineînțeles consider că lucrarea coincide tuturor cerințelor care sunt înaintate de Ana Cec și autoarea merită să fie conferit titlul științific de doctor în psihologie. Da, vă mulțumim și noi. Stimați colegi, eu mă adresez stimați colegi pentru că chiar cei care nu lucrează la noi la universitate, nu activează, oricum îmi sunt colegii cunoscuți toți de-o viață. Mie nu-mi rămâne decât să spun că mie mi-e și mai greu să vorbesc pentru că au vorbit tot referent, au vorbit toți membrii Consiliului și totuși. Vreau să mă opresc doar la câteva momente care, în opinia mea, formează nu valoarea, pentru că despre valorile acestei lucrări au vorbit practic toți. Mie îmi pare că sunt câteva momente care formează o așa zisă plus valoare, ceea ce deosebește această lucrare de multe alte lucrări clasice. Primul moment care, în opinia mea, este o plus valoare la aceste lucrări este această idee de pionierat. Lucrarea este o lucrare de pionierat pentru psihologia Republicii Moldova și când vorbesc despre ideea aceasta de pionierat, ea se referă nu numai la problema complicată care au încercat și în final au reușit să o examineze, să o soluționeze chiar problema aceasta muncă, familie și studii. Dar această idee de pionierat se referă și la dimensiunile care sunt cercetate în lucrare, e vorba de dimensiuni cognitive, afective, comportamentale și care de fapt formează această complexitate sau multiaspectualitate a acestei cercetări. Această idee de pionierat se referă și la subiecții experimentali. Și eu mă vorbesc nu de cei 350, un număr enorm, un eșantion reprezentativ de subiecți, dar mă refer la acei factori, factorul de gen și factorul tip de organizare care a permis să ne aprofundăm în această problemă și să o studiem foarte profund și din toate punctele de vedere. Al doilea moment la care vreau eu să mă opresc ține de axele de cercetare. Bun, în orice cercetare clasică sunt trei axe de cercetare, axa analitică, zicem așa, capitolul 1, axa metodologică, depinde unde, capitolul 2, să zicem, și axa experimentală. Da? Eu vorbesc acum și de experimentul diagnostic și de experimentul, așa zis, experimentul formativ. Ceea ce ține de axa analitică. Nu vreau să citez, eu chiar mi-am scris, dar nu vreau să vă rețin mult atenția, vreau să numai să o frază să scot din așa zis evaluare teoretică care a expus-o doctoranda. Completarea cadrului teoretic cu sinteze din literatură și ea spune ce acolo anume s-a completat. Mie îmi pare că capitolul 1
așa cum este el prezentat în teză, nu este doar completare. Bineînțeles, asta nu punem la îndoială. Eu vreau să zic că majoritatea surselor bibliografice care au fost analizate sunt surse în limbă străină, în limba engleză. Și știind câți dintre noi, câți dintre studenții noștri, în general, să zic așa, comunitatea academică nu cunoaște limbile străine, din păcate, nu cunosc limbile engleze. Ăsta e un aport extraordinar în ajutorul studenților, doctoranzilor, masteranzilor, a cadrelor didactice, în general, a cercetătorilor. Noi acum avem așa, pur și simplu, am deschis și citim în limba română ceea ce nu am fi putut, zic așa, nu am fi putut ajunge la analiza acestor cercetări dacă ele rămâneau în limba engleză. Pentru mine asta este un lucru extraordinar. Și al doilea moment, care tot ține de capitolul ăsta 1, eu mi-aduc aminte, eu când făceam teza la Moscova, prima mea teză, ca toți doctoranzii, eu să fac capitolul 1, să scriu capitolul 1. Șefii mei îmi spuneau așa, оставьте эту первую главу. Las-o, fă experimentul, vezi ce-ți iese. Atunci nu prea înțelegeam de ce e asta? Acum eu înțeleg care este, să zic așa, mersul acestei idei. Bun, când ne apucăm de o cercetare, trebuie să cunoaștem literatură în general. Dar numai după ce faci un experiment, poți să selectezi și să pui, să zic așa, să introduci în capitolul 1 acele surse care îți ajută să explici ce ai făcut tu mai departe, care îți răspund la întrebare de ce eu am introdus în capitolul 1 acest conținut și nu alte conținuturi care deseori cei care analizăm teze de doctorat ne întrebăm la ce bun este asta și de ce se începe capitolul 1 sau analiza asta teoretică de la Adam și Eva, așa, simplificând un pic ideea. Al doilea sau al treilea moment ține de axa metodologică. Bine, s-a vorbit, repet și eu, 7 scale, e mult, da, e mult, e de acum un plus. Iarăși ideea că scalele acestea sunt nu pur și simplu traduse din limba engleză, dar ele sunt validate și eu țin minte că am făcut și eu un timp foarte scurt parte din acest program, directorul era Natalia Coșocaru. Natalia, eu o cunosc de mult timp, știu cât este de pedantă în sensul bun al cuvântului, cât este de minuțioasă, chiar meticuloasă pe alături și mi-aduc aminte că aceste scale au fost validate, a fost făcută o validare de conținut, e tot un tip de validare și a fost aplicată metoda experților. Iarăși e un tip care ne ajută să validăm scale. Iarăși este un plus mare pentru că cel puțin eu, care predau psihodiagnosticul și care, să zic eu, esența cursului, instrumentele, tehnicile de măsurare a aspectelor psihologice, eu la dispoziție, cel puțin la masteranzii grupului de la psihologie organizațională, cel puțin aș mai avea încă 7 instrumente care, cu permisiunea coordonatorului, doctorandului, dar cred că asta de acum e tot public, aș putea să le utilizez. Deci e vorba de o aplicare practică a instrumentelor care au fost validate. Așa, mai departe, axa experimentală. Iar nu mă opresc la detalii. E făcut foarte bine, e prezentat foarte bine. Aici doar aș vrea să spun că faptul că pe lângă scalele, cele 7 scale, care sunt de fapt instrumente psihometrice și întotdeauna instrumentele psihometrice sunt mai ușor de aplicat, ele de asta se aplică de tot, sunt mai ușor de evaluat, de cuantificat și așa mai departe, a fost introdus încă un instrument, interviul, care este mai complicat de aplicat, mai complicat de interpretat, dar care a permis să se facă atât o analiză cantitativă în baza chestionarelor sau scalelor psihometrice, cât și în baza acestui interviu, care le-a permis, eu am în vedere și doctorandi și coordonatorului, că știu că au lucrat împreună, în echipă, în grup, să facă această analiză calitativă, care deseori, deși în tezele de doctorat se scrie că am făcut și analiză calitativă,
nu prea putem deseori așa să o evidențiem și să o vedem în limite foarte clare, da? Acesta tot este un lucru enorm. Mie, în partea asta formativă, ceea ce mi-a plăcut mie, că nu s-a oprit doctoranda la test, retest. Bun, și ce se întâmplă pe urmă? Această idee de continuitate, de a încerca să vezi ce se mai întâmplă, de a mai scoate în evidență opiniile angajaților, de a, cum ați numit voi foarte frumos, de a, zicem, introduce tehnica asta de automonitorizare, este, pentru mine, este tot o plus valoare a acestei lucrări. Și în fine, vreau zic că este o lucrare extraordinar de bine structurată. Este o lucrare care utilizează un aparat categorial la obiect și foarte desfășurat. Este un discurs științific clar și coerent. Este o lucrare care este de fapt o lucrare de perspectivă, pentru că ea deschide foarte multe căi pentru ulterioarele cercetări și pentru cercetarea. Viorica Șaitan, soțul ei, stă alături și mă aude. Știu că el spunea, când o să scape odată că ei sarmanii acasă, familia de acum nu mai are răbdare, într-adevăr, un pic să se elibereze mămica. Dar noi, cei care suntem din domeniu, vreau zic că suntem obligați să le urăm, adică și posibilitatea de a face o altă, să continue următoare cercetare de doctor habilitat, nu știu dacă trebuie asta să spun, da, am spus-o și eu, da? Și vreau să zic că, da, vreau să vă mai spun încă o chestie. Glosarul, iarăși, pentru că sunt foarte mulți termeni noi, pentru lucrarea este într-un domeniu nou elaborat. Mi-a plăcut grozav glosarul, pentru că nu trebuie să te bagi în internet să mai vezi ce este, ai glosarul cu toate cuvintele și cu toți termenii explicați. Vreau zic că ce pot eu să zic în încheiere. Eu o felicit pe Viorica Șaitan, îi felicit familia, o felicit pe Natalia Cojocaru. Natalia Cojocaru, mai multe chestii care le-am spus acum în încheiere, Viorica s-ar adresa și ție, eu cu îndrăzneala mea de colegă. Felicitări pentru ambele, eu am să votez pro și cum e formularea aceea care eu tot timpul o uit, teza corespunde cerințelor Ana Cec și se propune Viorica Șaitan să-i fie conferit titlul de doctor în psihologie, la mai mult și la mai mare. Ura! Așa, acum, mai departe, ce facem noi? Mai departe, mă uit în hârtie, să nu cumva să dăm greș. Secretarul științific citește proiectul de hotărâre. Stimați membru Consiliului Științific, eu, cu permisiunea dumneavoastră, eu am în față proiectul hotărârii a Consiliului, cu permisiunea dumneavoastră nu voi da citire completamente toate pozițiile. Vin să vă anunț că propunem să fie incluse în hotărârea respectivă, să fie prezentat scopul cercetării, noutatea și originalitatea științifică, să fie evidențate problema științifică importantă soluționată, valoarea teoretică a lucrării și valoarea practică a lucrării. Și în acest context, rezultatele cercetării contribuie la dezvoltarea psihologiei generale și furnizează o bază informațională și metodologică obiectivă privind diminuarea conflictului muncă-familie și echilibrarea responsabilității din domeniul vieții muncă și familie. În rezultatul expertizării lucrării elaborate, a susținerii publice, a aprecierii date de către referențe oficiali, membrii Consiliului Științific Specializat D511.0133 consideră că teza de doctor în psihologie elaborată de către Șaitan Viorica corespunde exigențelor regulamentare existente.
În temeiul celor menționate, membrii Consiliului Științific Specializat de 511.01.33 decid. Primul punct. A conferi doamnei Șaitan Biorica titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511.01 Psihologie Generală. 2. A solicita Consiliul de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova de a confirma hotărârea date și a oferi doamnei Șaitan Biorica diplomă de doctor în psihologie. Conform regulamentului, membrii Consiliului Științific ar trebui să se retragă într-o sală separată pentru a primi buletinile, noi avem, da, fișe pentru votare. Eu consider că și în spațiul acesta virtual noi ar putea să ținem cont de cerințele acestea și pe membrii Consiliului Științific. Eu o să invit acum într-o sală separate, dar pe cei prezenți în audiție. Colegi, da, stimați colegi, dau citire procesului verbal privind rezultatele votării, da, procesul verbal din 16 octombrie 2020 referitor la cercetarea dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie. Prezenți la vot au fost 6 membri ai Consiliului Științific, s-a votat pro 6 membri ai Consiliului Științific. Se aude? Eu sper... Sveta. Da, stați. Noi suntem fără microfon. Fără microfon. Încă o dată. Da, încă o dată, eu numai ce am citit, că am spus că dau citire procesului verbal a membrilor Consiliului Științific Specializat de 511.01.33 referitor la conferirea titlului științific de doctor în psihologie a doamnei Viorica Șaitan, în baza susținerii publice a tezei de doctor în psihologie cu titlul Dimensiuni cognitive, afective și comportamentale în manifestarea conflictului muncă-familie. Au fost prezenți la vot 6 membri ai Consiliului, s-a votat pro 6 membri ai Consiliului și contra 0 membri ai Consiliului Specializat. Secretar științific, Tolstaia Svetlana și președinte Platon. Da. Așa. Cuvântul se oferă Viorica, doamne Șaitan. Da. Deci am emoții și vreau sincer să spun că de mult aștept acest moment și vreau din suflet să mulțumesc tuturor membrilor, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, pentru faptul că ați citit, ați analizat această teză și ați venit cu, și vă mulțumesc foarte mult pentru aprecierile cu care ați venit. De asemenea, vreau să mulțumesc pentru că datorită etapelor prin care am trecut și recomandărilor pe care le-am primit anterior de la dumneavoastră, deci a făcut ca teza să devină mai calitativă, mai bine structurată, mai interesantă și deci evident că dumneavoastră cu toții ați avut o contribuție enorm de mare asupra finalizării tezei. Deci, de asemenea, vreau să mulțumesc colegilor mei care m-au susținut în această perioadă, pentru că contează foarte mult acest lucru. Vreau să mulțumesc din suflet, să mulțumesc familiei mele, care m-a suportat toți acești ani, care m-au susținut, m-au sprijinit și de fiecare dată când mă confruntam cu anumite dificultăți, mai ales când eram la început de cale și ziceam, dar oare are rost să scriu teza? Și îmi spuneau soțul în special că scrie, că trebuie să o scrii. De aceea îi mulțumesc foarte mult și referitor la resurse, aici vreau să menționez un moment că un moment important a fost probabil, cred eu, că am reușit să realizez teza, a fost și perioada, datorită faptului că copiii mei deja sunt mai mari și nu au avut timp în această, cu toate că sunt momente când aveau nevoie de mine, dar m-au lăsat așa de multe ori, uite, să scriu și să nu mă atingă, să mă lase în pace, ca să mă pot concentra asupra tezei. Și de asta le mulțumesc foarte mult. Chiar ieri stăteam la masă și copiii mă întreabă, mamă, dar ce se întâmplă dacă se amână teza ta? La care soțul meu spune, nu copii, noi nu o să mai rezistăm acest lucru. Asta e fine, deci nu se mai poate.
Deci de aceea eu sunt foarte bucuroasă că am ajuns, vă mulțumesc foarte mult. Și nu în ultimul rând, deci vreau să mulțumesc foarte mult, din suflet să mulțumesc conducătorului meu științific, doamnei Cojocaru Natalia. Deci vreau să zic că am învățat în această perioadă foarte mult de la dumneiei, deci chiar am avut ce învăța. M-am învățat elementar să scriu un articol științific, cum să-l scriu, pașii, să structurez teza. Îi mulțumesc poate pentru exigențele pe care le-a avut în raport cu mine, că acest lucru undeva m-a determinat să fiu mai perseverentă, mai ambițioasă și mai motivată de a finaliza teza. De aceea eu vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc pentru tot ceea ce m-ați, pentru toată această perioadă că ați fost alături de mine și m-ați ajutat, într-adevăr am avut ce învăța de la dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor din suflet și vă doresc multă sănătate. Și noi îți mulțumim. Stimați colegi, aici vreau să zic că trebuie să încheiem ședința, dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor pentru prezență, de a vă dori tuturor multă, multă sănătate. Eu cred că acum asta este cel mai principal. Să fim noi toți sănătoși, să putem cumva face față acestei situații penibile, cum este mizeria asta de pandemie, dar nu avem încotro, trebuie să facem față acestor lucruri. Încă o dată, vă mulțumesc și multă, 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 multă sănătate. Natalia, cele bune! Natalia. Da, eu voiam să, deci doar câteva secunde, voiam să vă mai rețin atenția. Am fost deosebit de onorată ca să primim asemenea aprecieri, ca să avem o asemenea analiză detaliată a lucrării și vă mulțumim foarte și foarte, foarte mult. Vreau să mulțumesc și colegilor de la departament care ne-au oferit și susținere, așa am avut parte și de sugestii valoroase și membrii seminarului științific de profil, la fel ne-au ajutat ca să îmbunătățim foarte mult textul lucrării, așa că încât să ajungem la această etapă finală. Și, sincer să vă zic, părerea mea de rău este că nu am avut posibilitatea ca să avem o ședință offline. Deci că a fost atât de frumos, a fost atât de impresionant, a fost atât de emoții pozitive, am reușit cumva să încerc să le transmitem, dar ar fi fost mult mai bine dacă erau toate astea într-o ședință, așa, față în față, să fim împreună, să vorbim, să părtășim emoții, experiențe, dar oricum vă mulțumesc foarte mult și sper foarte mult să ne mai vedem în asemenea ședințe, dar offline. Da, exact. Tare mult mi-aș dori. Succese tuturor! Mergeți!